sunt și foarte multe mămici. Și s-a dus la sala de sport. Sau mai face? Nu mai știu dacă pe cine l-a salutat. Domnul vicepreședinte, domnul Mihai Boicu. Da? Vă rog. Aici stăm? Auziți? Aici să stăm. Trebuie să stau dumneavoastră sau în partea salută ca să putem să avem ăsta în spate. Cum să-i cunoașteți? Sunt oameni pe care noi ne bazăm. Am împărțit orașul în cartiere, l-am făcut atipic față de până acum. Ei au fost de acord, oamenii polarizanți, să putem să câștigăm atât fotoliul de primar, cât și majoritatea în Consiliul Local. Totul depinde de... Situația este bună. Suntem pe drumul cel bun aici, în Giurgiu, pentru că venim mari pentru o schimbare. Dumneavoastră știți mult mai bine decât mine care sunt problemele orașului, cum a plecat primarul Barbu și cât de mult a înșelat așteptările celor care au acordat încredere acum 4 ani și scorul, rezultatele din sondajele de opinie arată că suntem pe drumul cel bun. Este într-adevăr nevoie de concentrare maximă pe ultima săptămână. E nevoie să nu facem greșeli în ultima săptămână. E nevoie să avem mobilizare pe segmentul de creșterea prezenței de vot. Și mai ales să explicăm tuturor, lucrul ăsta îl voi face și public în conferința de presă, să explicăm tuturor că noi, duminica viitoare, avem și turul 1 și turul 2, cum ar veni. Adică nu mai există turul 2. E evident că aici este vorba de ori Barbu, ori Nicolae Florian, ori restul, oricare, cu tot respectul și toată prietenia pentru orice candidat și orice partid, restul sunt voturi risipite. Asta trebuie să explicăm tuturor. Sunt voturi risipite, pur și simplu. Pentru că nu se pune problema că raționăm în logica a 2 tururi de scrutin, că dacă reprezentarea la Consiliul Local e una proporțională și poți spera că poți să-ți regăsești opțiunea ta politică într-un vot pe consilier, la primar nu se pune problema. E ori, ori. Și asta e ceea ce se va întâmpla pe polarizare pe ultima săptămână și, evident, în ziua votului. Sunt convins că nu aveți etape organizatorice pe care să le fi omis, gen oameni în secții și lucruri de genul ăsta. Aici e clar că a funcționat cum a trebuit, că nu se pune problema să nu funcționeze. Concentrare și monitorizăm respectarea legii. Noi suntem întotdeauna avantajați de respectarea legii și asta ne dorim pe ultima săptămână. Semnalăm orice fel de problemă pe care am putea să o avem și sunt convins că vom avea succes. Hai, Marcă, nu am început conferința, doar discutam. Bă, da, îi punem, dar o să fie luat în cadru pentru că nu poate să ia camera. Nu. Mesajul Giurgiu a fost poate
și datorită faptului că noi am încercat să implementăm această idee, că echipa care a fost până acum s-a înfructat foarte mult în banii publici. Am avut și exemple și realizările cu ghilimele ale lor au fost făcute strict de firme de casare primarului. Începând de la prima desțânțarizare și terminând cu realizări, piața de pește, piața în canalul Cama, parcul fără nume, unde încearcă să realizeze o pistă de atletism, care a fost un dezastru de la bun început ecologic, pentru că a tăiat sute de copaci fără să aibă autorizare de la mediu, urmând după aceea faptul că a fost în pantă, să tărăgănească de aproape 2 ani de zile la acea lucrare și în ultima lui conferință de presă anunțase posibilitatea de a finaliza lucrarea până la alege. N-a realizat. Iar acum până este așa o frenezie cu asfaltări electorale, le-am zis noi, sunt mai mult decât vizibile. Noi sperăm ca cetățenii să înțeleagă acest mesaj, că toate astea au fost electorale, pentru că timp de 4 ani chiar nu au făcut aproape nimic. Iar discuțiile purtate cu oamenii, atât eu cât și echipa de consilieri, sunt foarte multe cheltuieli publice inutile, să realizăm noi surse de venit la bugetul local fără să împovărăm populația și înseamnă că trebuie să deschidem porțile către investiții. Și modul de implicare al nostru pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, de educație, cultură, tineret, mediu, grija față de pensionari și altele asemenea. Și am mai prevăzut foarte important raportul Dorește, mai ales că suntem într-un bazin legumicol, suntem în lunga Dunării, cu centre de prelucrare a legumelor și fructelor. Giurgiu are tradiție în așa ceva, dar în ultimul timp, datorită faptului că autoritatea locală stau telefonul meu, da? Nu Giurgiu, dar Giurgiu nu știe, este... Începem? Bună ziua! Astăzi, la conferința de presă, avem deosebită onoare de a fi lângă Organizația Municipală a Partidului Național Liberal din Giurgiu, domnul prim-vicepreședinte Mihai Voicu, din partea Autorității Centrale a Partidului Național Liberal. Aș dori să-l informez pe domnul prim-vicepreședinte de faptul că Organizația Municipală este harnică, a realizat o mulțime de adeziuni în ultima vreme și foarte a realizat împreună cu echipa de consilieri, candidați la poturile de consilieri în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, o mulțime de discuții cu cetățenii, din care s-au desprins o mulțime de proiecte
necesare pentru dezvoltarea orașului, pentru creșterea standardului de viață al oamenilor și am atras foarte mulți susținători lângă Partidul Național Liberal. Domnule prim-vicepreședinte, vă asigur că organizația municipală este mobilizată pentru a obține un rezultat bun la aceste alegeri locale în municipiul Giurgiu, atât pentru postul de primar, cât și pentru voturile de consilieri locali. Credem că vom obține majoritatea în Consiliul Local al municipiului Giurgiu. Avem candidați care au confirmat în activitățile pe care le derulează în municipiul Giurgiu, oameni care de succes, oameni cu experiență, profesioniști care sunt doriți de cât mai mulți giurgiuveni. Prin deplasările noastre în localitate, am stat de vorbă cu oamenii și am constatat că de la tristețe și pesimism, oamenii se îndreaptă cu speranță către noua formă de conducere locală, spre un nou consiliu local care să le reprezinte interesele în fața legii și ca autoritate locală. Ne-am propus o administrație publică locală modernă, dinamică și eficientă. Din nevoile de primă urgență ale cetățenilor, s-a desprins concluzia că administrația publică trebuie să dea dovadă de mai multă transparență, mai multă comunicare și dialog cu cetățenii și să prioritizeze toate acțiunile, toate investițiile în funcție de nevoile imediate ale comunității. Risipa banului public trebuie să fie eliminată din cadrul bugetului local al municipiului Giurgiu. De asemenea, trebuie identificate oportunități pentru realizarea de noi venituri la bugetul local, deoarece Giurgiu trebuie să se reconstruiască, plecând de la nevoia de a cofinanța proiecte europene și de la nevoia de a realiza locuri de muncă altele decât cele existente până în acest moment. Este nevoie de o reindustrializare a orașului, este nevoie de o atenție deosebită acordată tinerilor, pensionarilor, persoanelor aflate în dificultate și tuturor cetățenilor din municipiul Giurgiu, deoarece domniilor lor sunt contribuabili la bugetul local și nu trebuie uitat nici mediul de afaceri și nici societatea civilă. Vă asigurăm că suntem o echipă unită și o echipă care va câștiga alegerile pe municipiu la acest scrutin din data de 5 iunie. Rugăm toți giurgiuvenii, membrii activi ai Partidul Național Liberal, membrii simpatizanți și cei care cred în programul politic pe care l-am prezentat zilele acestea tuturor cetățenilor din municipiul Giurgiu și rugăm să fie alături de noi la acest scrutin, pentru că orice vot care nu este dat Partidului Național Liberal poate fi considerat un vot pentru pro-PSD. Vă mulțumesc și dacă dumneavoastră doriți să ne... Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, domnule deputat, stimate coleg. Vă mulțumesc și dumneavoastră, presei giurgiuvene, pentru participarea la conferința de presă. Peste exact o săptămână are loc un eveniment extrem de important în viața fiecărei comunități locale, alegerile locale. Sunt importante pentru că într-o singură zi se decide viitorul pentru următorii 4 ani, din punct de vedere administrativ, desigur. În urmă cu 4 ani, aici în Giurgiu, cetățenii au acordat un vot de încredere domnului primar Barbu. Acum, după 4 ani, prima întrebare, cea mai firească în evaluarea performanței administrative, este următoarea. Dragi giurgiuveni, trăiți mai bine ca în urmă cu 4 ani? Răspunsul nu-l pot da eu. Răspunsul îl dă fiecare dintre dumneavoastră înainte de a merge la vot. Din sondajele de opinie, dar mai ales din discuțiile cu cetățenii,
reiese că aici în Giurgiu sunt probleme importante, fundamentale. Nu doar cele care țin de administrație, starea drumurilor, de exemplu, dar și probleme fundamentale care țin de viitorul fiecărui cetățean. Mai ales problema locurilor de muncă. Nu neapărat din punct de vedere cantitativ. Nu, cifra absolută a șomajului este cea care îngrijorează, ci mai ales calitatea acestor locuri de muncă. Veți spune bine, dar primarul nu are nicio legătură cu asta, ce legătură are primăria cu locurile de muncă? Este vorba de crearea unui mediu favorabil, prietenos pentru investitori. Este vorba ca investitorii să vadă că resursele bugetare ale comunității nu sunt îndreptate către proiecte aiuristice, ce sunt o risipă. Știți că există vorba aia românească cu pe apa Sâmbetei. Aici e pe apa Dunării. Cam acolo se duc banii pe care domnul primar Barbu i-a gestionat până, sperăm noi, doar pentru încă o săptămână. Eu cred că colegul meu, cel pe care am venit astăzi să-l susțin, domnul deputat Florian Nicolae, este avantajat atunci când discutăm despre investiții și despre locuri de muncă de performanța anterioară. Există dovezi că știe să gestioneze această problemă. Și nu doar componenta administrativă, ci și aceasta este una pe care am încercat să o subliniem. Municipiul Giurgiu nu este un municipiu bogat, cu venituri bugetare foarte mari. Aici sunt însă două lucruri de spus. Cunosc municipii comparabile cu Giurgiu, unde chibzuința și atenta gestionare a banului public au făcut ca lucrurile să stea puțin altfel. Nu spectaculos, nu raiul pe pământ, nu despre asta discutăm, dar mai bine. Important este să facem mai bine decât este acum. Vecinii dumneavoastră de județ, cei din Călăraș, seamănă foarte bine cu cei aici. Județ dunărean, cu un municipiu cu probleme de venituri. Dar chibzuința cu care primarul a gestionat aceste venituri au făcut ca lucrurile să stea un pic mai bine. De aceea am încredere că giurgiuvenii vor alege cu înțelepciune. În încheierea intervenției mele vreau să spun doar încă câteva fraze despre importanța votului de duminica viitoare. Din nefericire, duminică va fi primul tur și singurul tur al alegerilor locale. Cunoașteți poziția Partidului Național Liberal. Ne-am fi dorit ca alegerile de primar să fie în două tururi. Nu din rațiuni care țin de calcule de avantaje sau dezavantaje, ci pentru că așa este corect pentru cetățeni, ca alegerile să fie din două tururi de scrutin. Nu este așa. Majoritatea PSD, UNPR, ALDE a dorit ca alegerile să fie într-un singur tur. Aceasta este situația. Atunci mesajul este unul extrem de clar. Aici, în Giurgiu, alegerea este foarte simplă. Barbu sau Florian Nicolae. Nu există altă opțiune. De aceea, îndemnul meu către cetățeni este să voteze cu înțelepciune. Să nu-și risipească votul, pentru că orice vot către candidați fără șanse, poți fi oameni de toată isprava în viața de zi cu zi. Pot fi niște buni cap de familie sau orice fel de alte calități doriți dumneavoastră să aibă. Însă în această competiție nu au șanse. Poate în altele. În asta nu. Aici este alegerea foarte simplă. Și dincolo de partide politice, dincolo de ideologii sau susțineri de la București a unuia sau altuia, aici e vorba de omul care va conduce pentru următorii 4 ani, nu de altceva. Alegerea este foarte simplă între cei doi. Și atunci îndemnul este încă o dată împotriva unui vot risipit. Să alegeți cu înțelepciune, pentru că singura variantă de schimbare și de schimbarea destinului acestui oraș este deputatul Florian Nicolae. Vă mulțumesc mult, vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Așa este. Aș fi pasat răspunsul oricum. Problema e, ne bucurăm de prezența noastră aici, să vă întreb niște probleme de nivel național. Vorbeați la un moment dat, nu de număr
partidul dumneavoastră, care este probabil să vină la guvernare din toamnă, un proiect de echilibrare economică a zonelor României, pentru că eforturile unui primar într-un oraș mic, oricât ar fi de mare, dacă bugetul de stat nu încearcă să aducă undeva la un, la un echilibru nivelul de trai din România. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră are două componente. Una dintre ele este și poate fi imediată. Este aceea a dezbrăcării de coloratura politică a repartizării fondurilor. Politica noastră e de a nu pedepsi cetățenii unei comunități pentru că au avut îndrăzneala să-și aleagă un primar așa cum au dorit ei, eventual de altă culoare politică decât partidul nostru. Nu facem acest lucru și acesta este primul pas care vine în întâmpinarea întrebării dumneavoastră. Eu înțeleg, și lucrul acesta este dovedit statistic, iertați în paranteza, vin și la a doua parte a întrebării, că aici în Giurgiu, cu toate că acest cuplu Barbu Bădălău a avut sprijinul când era domnul Dragnea la guvernare, cu toate astea au îngropat o grămadă de bani în altă parte, oriunde în altă parte, numai municipiu nu. Lucrul ăsta nu trebuie să se mai întâmple, nu trebuie să ne uităm ce primar e, mie prieten, îmi place peștele sau nu îmi place peștele. Nu, trebuie să ne uităm la nevoile unei comunități și să repartizăm bugetul de așa natură. A doua parte a răspunsului meu pleacă de la un cuvânt magic pe care colegul meu l-a spus ceva mai devreme, reindustrializare. Aici este cheia creșterii calității locurilor de muncă și prin calitate mă refer pur și simplu la nivelul salariilor și la stabilitate pe termen lung. Astea sunt cele două componente atunci când vorbim de calitatea locurilor de muncă. Partidul Național Liberal are un proiect mai vechi, dar la care încă ține foarte mult acest proiect de reindustrializare și fără îndoială că politica guvernului din care vom face parte se va îndrepta către această direcție. Există personal calificat, nu trebuie să pierdem vremea foarte mult, pentru că riscăm ca prin depopulare, prin plecare în străinătate, să pierdem forța de muncă calificată și cu cât trec anii, cu atât mai puțin fezabil devine proiectul de reindustrializare atunci când el nu se poate îndeplini pe termen scurt. Încă se poate. Nu. N-are sens să dăm exemple de prin alte orașe, ele există, le știți și dumneavoastră, sunt de domeniu notorității publice și știți că se poate. Important este să ne și dorim. Mi-ați răspuns la, vă dau exemplu, Germania, unde guvernul federal echilibrează landurile la un moment dat din bugetul de stat. Ce, dacă aveți un program în care să încercați să nivelați puțin diferența, pentru că dacă vorbiți de industrializare și ne bucurăm că facem industrializare, sigur, dacă face o ofertă Clujul, ia 8 din 10 lucruri. Da, dacă îmi permiteți așa. Vă rog. Sunt convins că armonia dintre primar, Consiliul Local și deputați, respectiv guvern, trebuie să existe. În condițiile în care noi avem un parlament în care, din care să facem noi parte și să avem noi majoritate, condițiile în care formăm noi guvernul, sigur că politicile Partidului Național Liberal se vor îndrepta și către municipiul județul Giurgiu, pentru că, din câte am observat la nivelul central al Partidului Național Liberal, grija pentru echilibrarea tuturor zonelor țării din punct de vedere economic și social există. Dar să ajungem acolo, să ne aplicăm asupra tuturor acestor aspecte, rugăm cetățenii să vină alături de noi să ne voteze, pentru că altfel, dacă nu plecăm de la alegerile locale, nu putem să vorbim de ce facem la nivel centralizat. Totul pleacă, ăsta este momentul zero în care noi putem să dezvoltăm inclusiv municipiul județul Giurgiu. Așa cum foarte bine cunoaștem, Partidul Național Liberal face parte din familia Partidului Popular European, care este liderul politic al Uniunii Europene. Asta cred că este important și de aici cred că vin și soluțiile pentru dezvoltarea noastră, inclusiv a municipiului județului Giurgiu. Pe lângă strategiile de nivel național, mai sunt și strategiile Uniunii Europene
pentru dezvoltarea unor proiecte mai ample, proiecte la nivel european și mă refer aici la strategia Uniunii Europene pentru dezvoltarea regiunii fluviului Dunăre. Deci putem să atragem o mulțime de proiecte și zic că putem să ne dezvoltăm, dar ne trebuie nu superficialitate și nu neseriozitate, ne trebuie foarte multă seriozitate și aplicare către nevoile oamenilor, pentru că asta este cel mai important în municipiul județul Giurgiu. Să nu uităm de două avantaje competitive pe care Giurgiu le are totuși. Apropierea față de București și Dunărea. Trebuie să vedem cum putem folosi aceste avantaje. Ele sunt certe, sunt solide. Inventiv, de darnic cu investitorii, nu va putea ridica asta dacă statul nu are o strategie. Asta vă întrebam. Primul pas pe care trebuie să-l facă statul este să vină în întâmpinarea nevoilor de infrastructură ale investitorilor, pentru că nimeni nu poate obliga un investitor să se stabilească într-un loc sau în altul. Însă dacă și aici este clar, avem acest plan, ca statul să vină în întâmpinarea nevoilor de infrastructură ale investitorilor. Și fără îndoială că trebuie să investim mai mult în județele care au nevoie mai mare de chestiunea asta. Aș mai avea o întrebare care beneficia puțin ca cetățeanul României mă îngrijorează. Bine că nu s-a întâmplat acum între alegerile. Cum se va poziționa pentru eu privind un viitor președinte al Camerei Deputaților? Pentru că o propunere gen Ponta s-ar putea să ne pună într-un cont de umbră la nivel partenerilor. Mesajul pe care noi l-am transmis în acest subiect este în primul rând respectarea legalității. Pentru că nu prezența domnului Zgonea în fruntea Camerei Deputaților este subiectul ce ne preocupă, ci respectarea legalității. Pentru că parlamentarii PSD au încercat să forțeze dincolo de limita legalității schimbarea domnului Zgonea. S-au lămurit că sunt în off-site și văd că deocamdată acest proiect a fost abandonat. Nu suntem într-o poziție majoritară în Camera Deputaților ca să decidem cu privire la președintele Camerei Deputaților în ipoteza în care se va ajunge la această situație, însă vă asigur că nu se pune problema ca vreun deputat PNL să-l susțină pe domnul Ponta vreodată la vreo funcție de demnitate în noapte. În această săptămână suntem concentrați pe alegerile locale de duminica viitoare. Vă asigur că începând de luni, de mâine, într-o săptămână, când vom reveni în formulă parlamentară completă, vom lua în discuție toate scenariile, dar nu o facem acum zilele acestea. Dacă mai aveți întrebări, vă mulțumim foarte mult. Vă doresc o zi, o duminică plăcută. Mulțumim și noi. Eu sunt fiica lui. Eu sunt fiica lui. Nu știți? Nu știu. Nu v-am dat copie după certificatul meu de naștere. Vreți să-l vedeți? Vreți să-l vedeți? Că sunt fiica lui? Dar Nicolae, te rog frumos, du-te și ia certificatul în original din mașină. Eu sunt fiica lui. Doamne, doar că eu vorbesc peste dumneavoastră. Am manipulat familia. Da, mi-ați manipulat familia. Să nu se bați un sfat și să sugerați. Nu face sugerări. Nu manipulați. Doamne, dumneavoastră... E tot o formă de constrângere, mă scuzați. Este constrângere, doamne, se numește ultraj. Se numește falsă informare, doamne. Și dumneavoastră ați făcut falsă informare la noi, la birouri. Și am fotografiat. Eu am tot dreptul ca cetățean să mă filmați pe mine și să dați peste tot. Am dreptul ca cetățean să mă filmați. Nu o să rămân așa, să știți. Pentru că din punctul meu... Vreți să vă spun ceva? Atâta vreme cât sunt pe domeniul public, am voie să fac câte fotografii vreau eu. Doamnă, dar nu să mă fotografiați. Îmi pare rău, doamnă, eram pe domeniul public. Dacă era dar noastră în curte, da. Cu tot respectul. Aveți funcție și sunteți în cine. Îmi pare rău. Nu vă puteți exercita acest drept. Ține-mi.
puțin. Doar să mă uit, doamnă, nu filmam nimic.